Sunteți de acord cu ce a sufrat miliardul și așa și așa, da. Și apoi ce stați și vă uitați? Ce stați voi? Cât ați și e asta? Miliardul și ăla, cum, pe informația care dispun eu, am înțeles copilul și al din fașă e de acord cu 10.000 de lei, da, dacă da. Nu mai mult. Și cum așa? Eu să mă duc să iau două batoane, două frânzele să iau din magazin, când am și pune pe masă copii, el te arestează. Fracțiune, ia uitați-vă și om, zdravă, nu-l luat, o furat acolo, oamenii și ea lucrează și le-a luat avere. Dar aici au luat miliardul și nu spune eu, nu spune omul ăsta, spune toată lumea. La noi tălhare aleargă mai rapid ca poliția. Uite, ambasadorul Americii, tot a spus. Cum i-a dat donația asta pontă și el, mama mea. Ei, frate, cu Gigi Becali el, cum dă el milioanele este? S-au pus banchierul care controlează banii și ea unde se duc. S-au pus procuror general, dacă ei te dau de unde. Nimeni nu știe unde cine a luat bani. Lor le trebuiește doctor, specialist mare în logopeți, ca să înceapă vorbi. Ei tăți deputații ăștia care au fost chemați duminic să vie să facă sesiune aici. Ei tăți să unși pe bățișoare. Dacă la noi în satul nostru, pentru un lot de pămpășuni acolo, au luat 3.000 de euro ca să voteze consilierii locali, înțelegi? 3.000 de euro au luat și ne-au vândut pășuni. Avem 3 magazini de cele de construcții în sat și nu trebuie și așa ala. Și în loc de 20 de sote, 2 hectare acolo. Pe documente 20 de sote. Curajul s-a ridicat și de ca mă miră altceva. Noi stăm aici 30 de zile, dar tofana ăsta, oricum familia lui mai concretă, Timofte, nu vrea nici să vii să stai de vorbă cu poporul, a? Cum? Și ne-am ales noi, dar avem președinte ori tofan. Țara noastră a ajuns într-așa o dificultate, că e imposibil de a trăi mai departe. Dacă îi mai lăsăm așa din capul lor, riscăm să ne pierdem ca națiune, pentru că dacă se mai ducem cu un milion și mai mult din țară și ne rămâne aici, bătrânii se duc pe lumea cealaltă. Noi ca națiune ne ducem tot așa ea. De ca în codul penal al Republicii Moldova se spune că întreaga reglementare juridică are menirea să apere cetățeanul ca valoare supremă a societății, să ia apere cinstea, onoarea și demnitatea. Bogățiile și să ia apere și viața cetățanilor. Și la ce am ajuns noi? Că cinstea, onoarea și demnitatea ne-a fost călcată în picioare și tot ce au avut ne-a furat miliardele astea. Înseamnă că care datoria justiției astea? Și aș vrea eu de la justiție? Aș vrea să intre ei în Parlament și să-i scoată pe toți dobitoși ăștia, să-i aducă în fața noastră, să stăm de vorbă, să punem la cale țara. Pe cale legală, pe cale pașnică. Dacă justiția noastră îi aduce în fața noastră și pe tofana asta să-l aducă și să-i pun așa o întrebare lui. Dar mai corect așa în felul este, că dacă ei pe noi ne socot niște jiței și nu vor nici să vină încoace la discuții cu noi, apoi îi socot și eu pe dânsă tot așa. Și le pun întrebarea următoare. Băi buhailor, care e nucleul societății? Și dacă a să aibă îndrăzneală să vii să răspundă la întrebarea asta, paralel cu întrebarea asta, cu răspunsul la întrebarea asta, am să-i mai dau încă 10 întrebări de care are nevoie poporul nostru. Ia că eu aștept lucrul ăsta. Până la urmă, dacă ei nu ajung la o comunicare cu poporul, eu s-o pot că calea asta pașnică poate să întoarcă și în altfel. Așa că le dau un sfat. Veniți și întâlniți-vă cu poporul. Mă ai zis că ești aici de pe 5, nu? De pe 5 cu tot cu familia, cu băietul și cu nepotul și cu nepoata. Eu am venit aici pentru bidele nepoților în ei. De atât am aflat aici. Pentru viitorul lor. Nici ne ajunge neam. Eu ne-am trecut, dar eu ne-am mâncat mălare. Și eu, cum zicea Marin Preda, timpul nu mai are răbdare.
iată, aici stai în boldă, fost cât timpul nu mai are răbdare și se vede că cei din Demnitate și Adevăr au făcut chestia asta pentru că nu mai a văzut că nu, poporul nu mai are răbdare și ei au fost acei care au cerut, au încercat să ceară de la guvernanți, să se lupte cu guvernanți. Și iarăși George Coșbuț spune că o luptă e viață, deci te luptă cu dragoste, de ea și dor. Și noi iată asta am făcut timp de o luni de zile, tot am luptat aici, că ne-a fost fric, ne-a plouat, că a bătut vântul, că am avut chestii de genul că ne-au pus bombă pe aici prin corturi și să ne ducem să plecăm. Noi tot atât am scandat și am zis noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu ne câștigăm libertatea noastră și alte scandări de genul. Avem vreo șansă să câștigăm libertatea? Guvernarea. Toată lumea, eu zic, toată lumea care stă aici au speranța că se va schimba, se va schimba ceva spre bine și iarăși scandările victorii, zbândă, biruință și tot așa și tot așa. Am ajuns la concluzia că conducătorii ăștia noștri și din guvern și din parlament și de la președinție nu-s bărbați, sunt impotenți, așa au dovedit ei, că deci nu s-a găsit plâncar un bărbat să iasă în fața poporului, să privim la dânși în ochi, să vedem ce cred ei și cum. Ei îndeopște nu recunosc, să socot că s-a aleșii poporului, dar prin faptele lor au dovedit că-s dușmanii numărul unu. Asta ei au dovedit, că au furat din gurile copiilor și din gurile bătrânilor au furat miliardul și se vede că nu-i numai miliardul ăsta, că îi fură de mulți ani, dar au furat milioane și de acum li s-a mărit gustul, au trecut la miliarde să fure. Că au pierdut simțul omenesc, că în multe cazuri, dacă comparăm cu animalele care nu-s capabile să judece ceva, se primește că ei simț omenesc l-au pierdut și nu vor să gândească. Animalele în unele cazuri sunt mai cinstite ca oamenii, așa este. Și dacă au pierdut simț omenesc, înseamnă că ei au rămas din trânsă și numai chipul de om. Chipul de om, dar mai mult ei nu recunosc nimic, nu recunosc poporul. Stăm noi aici de o lună de zile și nu îndrăznește nimeni, ei ies la lucru în mașinile celea luxoase, acolo și se uită prin ferestre la noi, vă închipuiți, asta e mare obrăznicie, eu spun, la dânșii nu-i obraz, dar e pielea, e ca la mistreț, așa, e turiată. Cum ei se mai gândesc să mai trăiască după asta? Dacă ei nu recunosc poporul, e ceva absurd. Asta e mare, e mare, e strașnic, e strașnic. Cine am ales noi la conducere? Înseamnă că ei iau nu o mască, dar 7 măști, eu așa mă exprim, 7 măști au purtat până acum, de nu i-am descoperit noi. Ei spuneau că vor cu Europa, ori cu lozinci de astea, că Moldova fără sărăcie și se prime din an în an Moldova cu mai mare sărăcie. Și atunci cu electricitatea, cum au mărit ei până într-atâta, că se primește că de două ori au mărit tarifele decât realitatea. Închipuiți? Și cu Transnistria și cu... Asta e un poligon de spălare a banilor, anume pentru dânșii. Nu degeaba Filat se întâlne cu Șefciuc și erau prieteni și la fotbal priveau împreună, că îi împărțeau milioanele împreună. Iată și pentru și Transnistria, care în guvern a fost, în parlament, a fost special, nu, în guvern, special un departament care se ocupe, să reguleze relațiile astea cu Transnistria și ei numai salariu, au primit 25 de ani, au primit numai salariu, atâtea cheltuieli au făcut și nimic n-au rezolvat. Asta și
te face să gândești că dânșul i-aranjează.